Femeile din Isporeni au fost omagiate în cadrul unui concert organizat în Prag de 8 martie. Pe scena Centrului de Cultură și Tineret Luceafărul au evoluat interpreții și colectivele locale, precum și artiștii Costi Burlacu, Corina Țepeș și Mihaela Tabură. Spectacolul muzical a fost urmărit de 10 de persoane, în mare parte femei, care i-au răsplătit cu multe aplauze pe artiști. Voi place în primeara, în primăvară, gândul bucului de patimă și dor. Nu cunoaște ce dragostea de țar, nu cunoaște ce vorbul de izvor. Nai, nai, nai. Concertul festiv dedicat femeilor cu prilejul zilei de 8 martie a adus în sufletele tuturor buna dispoziție. Femeile prezente la concert spun că spectacolul muzical le-a făcut să mai uite de grijile cotidiene. În primul rând, îmi permiteți să salutăm toate doamnele, domnișoarele, mamele, bunicile cu această sărbătoare frumoasă și vrem să mulțumim foarte mult conducerii și, în primul rând, și secției de cultură raionale Nisporeni că organizează această sărbătoare frumoasă și sperăm și pe viitor să fie o sărbătoare frumoasă, deoarece a venit primăvara, este mereu cu atmosferă foarte frumoasă, cântă păsărielile, este primăvara să fie și în suflet, și în gând, și afară, și la toți în suflete. Suntem foarte bucuroasă că privim așa în concert, reșind dintre aceia și parcă și natura a înviat, necătând că suntem pensionari, deci noi continuăm activitatea mai departe. Și ceea ce dorim la toate femeile, multă sănătate și principalul să aibă copiii pe lângă dânsele, să nu rămânem noi singuri bătrânii acasă. Am organizat așa un concert frumos, foarte bun, mamele stimate, toate damele, domnișoarele, au așa o ocazie foarte, foarte frumos organizat. Mulțumim la toți de suflet care i-au organizat și care ne-au chemat și care avem și noi o ocazie, că lucru și acasă, lucru acolo, dar e ca așa o ocazie de o parte. Ne-a făcut așa un surpriz foarte frumos. Pentru noi e o sărbătoare bună de a prilejul primăverii, chiar și 8 martie care se apropie, ceva frumos. Relax pentru o perioadă care ne înveselește, ne mândrim cu ceea ce avem și ne bucurăm pentru toți care sunt prezenți. Concertul a fost organizat de secția Cultură și Turism din cadrul Consiliului Raional Nisporeni. În conformitate cu planul activității Festivalul Mărțișor, ediția 54. Astăzi avem un concert dedicat mamelor. Am avut pe 1 martie deschiderea Mărțișorului, pe 10 martie vom avea un concert în satul Vărzărești, închiderea Mărțișorului. Astăzi cu colectivele care sunt a secției cultură am organizat deschiderea acestui concert, dar avem invitat special Costi Burlacu, Corina Țepeș, doamna Mihaela Tabră, care ne vor bucura cu cântecele lor. Chiar acum în prezent ei sunt în scenă. Cu această ocazie vreau să felicit toate doamnele, domnișoarele, mămicile, bunicile, să fie sănătoase, voioase, puternice și la mulți ani. Cu un mesaj de felicitare către reprezentantele sexului frumos a venit președintele raionului Vasile Mărcuță. Bunică, fiică, la parte frumoasă a societății noastre. În această zi deosebită, când Universul primărește femeia, permiteți-mi din numele Consiliului Raional, din numele meu personal, să vă aduc un mesaj de felicitare în care mi exprim profundă recunoștință în fața domnilor voastre, celor care conduceți continuitatea pe pământ și dați culoarea vieții. Dragile noastre, fie ca ziua de 8 martie să vă ține mereu în poziție de femeie, grațioase, gingășe, frumoase și mărinimoase. Vă doresc o primăvară frumoasă,
să fie că urările de bine adresate de voastre fie să vă nobileze în postura de femeie. Surpriza cea mare a fost un recital al interpreților Coste Burlacu și Corina Țepeș. Atmosfera de sărbătoare a fost încinsă și de interpreta de muzică populară Mihaela Tabură. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a marca atât realizările sociale, politice și condițiile economice ale femeilor, cât și a scoate în evidență discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe țări ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977 printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în 60 de state, în unele țări fiind declarată prin lege zi liberă. De 8 martie, de regulă, femeilor li se dăruiesc cadouri, flori sau alte atenții.